În data de 11 august, între orele 15 și 19, polițiștii rutieri din Mehedinți au desfășurat o acțiune pe drumul național 6 în localitatea Lunca Banului, în cadrul campaniei Road Pol Speed, care se află sub egida planului de operațiuni Road Pol pentru anul 2024. Acțiunea face parte dintr-o campanie europeană simultană desfășurată în toate statele Uniunii Europene în perioada 5-11 august. Scopul principal al acțiunii a fost identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, o cauză majoră a accidentelor rutiere. Polițiștii au folosit aparatele radar pentru monitorizarea traficului și au aplicat un total de 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 92.000 de lei acțiunii, polițiștii au folosit aparatele radar din dotare, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 92.760 de lei. Din totalul sancțiunilor, 56 au fost aplicate pentru încălcarea regimului legal de viteză, 3 pentru efectuarea manevrei de depășire neregulamentară și 9 pentru alte abateri. Totodată, ca măsură complementară, polițiștii au luat măsura reținerii a 59 de permise de conducere, dintre acestea 56 pentru încălcarea limitei legale de viteză, și 3 pentru efectuarea de depășiri neregulamentare. Poliția rutieră recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză, să adapteze viteza la condițiile meteo și rutiere și să fie atenți la semnalele polițiștilor. De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să traverseze strada doar pe marcajele pietonale și la culoarea verde a semafoarelor, pentru a evita situațiile care ar putea pune în pericol siguranța rutieră. Conducătorii auto sunt încurajați să fie responsabili și să adopte un comportament prudent în trafic pentru a preveni accidentele și de a asigura un mediu de circulație sigur.